Continuăm cu alte știri. Cea de-a șasea ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest a ajuns la final. Această zi a fost marcată de poveștile fantastice ale Andreei Iatagan. Și pe ultima sută de metri a manifestării, editurile participante s-au bucurat de un număr mare de vizitatori care au cumpărat cărțile favorite. La Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, Andreea Iatagan, autoare de basme și colega noastră de la televiziunea română, a venit cu toate cele 5 cărți de povești pe care le-a scris. Într-un atelier de lectură le-a făcut cunoștință copiilor cu Mico, vulpița friguroasă. Și și-am plătit niște șosete din lână groasă. A pus mai întâi o lăbuță în zăpadă, apoi și pe celelalte, tot mai încrezătoare. Primele povești le-am inventat pentru fiica mea. Ea în fiecare seară dorea să inventez o nouă poveste. Până la un moment dat, când s-a născut prima poveste cu libelula Carla, le-am povestit despre Mico, o vulpe polară albăstrie, care este un copil, ca și ei, doar că e un copil foarte ingenios, foarte jucăuș. Crezi că este important ca copiii să citească? Foarte tare, pentru că ajută ca să mărească vocabularul și ca să aibă foarte multe cuvinte. Mi-a plăcut cel mai mult cu povestea cu Moș Crăciun. Ne trebuie să-i motivăm să citească, dar mai ales o întâlnire cu scriitorul, ochi în ochi, este ceva wow. Ultima zi de Bookfest nu a dus lipsă de vizitatori care nu au vrut să rateze această ocazie pentru a cumpăra la prețuri foarte bune cărțile preferate în limba română. Preferința mea cea mai mare este fantastică, mai mult și istorie, și acum doresc să caut ceva cărți legate de acestea. Pentru mama acum eu recomandat Annie Ernaux, care la Premiul Nobel Literatură, autoare franceză, și Gheorghe Gospodinov, un autor contemporan bulgar. Am participat la toate edițiile de când a început Bookfest-ul aici la Chișinău și de fiecare dată am avut plăcuta surpriză că a venit foarte multă lume și oamenii au fost interesați. Noi la editura noastră personală am vândut foarte multă carte polițistă, carte de dezvoltare personală. Cred că asta de dezvoltare personală s-a vândut cel mai bine. Salonul Internațional de Carte a reunit la Chișinău scriitori consacrați de pe ambele maluri ale Prutului. La ediția din acest an au participat peste 30 de edituri din România și Republica Moldova, care au adus peste 30.000 de titluri de carte. Bookfest este organizat tradițional sub înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova, Maia Sandu, și României, Klaus Iohannis.